problema mea e legată nu numai de plată, ci de faptul că noi ar trebui să primim în continuare tranșe perioada următoare. Lucrul ăsta l-am declarat public, l-am informat și membrii guvernului. Nu avem unde să-l depozităm, pentru că depozitele sunt pline. Avem circa 8 milioane de doze depozitate în România. 2 milioane de doze a expirat. Nu avem unde să-l depozităm și dacă nu avem unde să-l depozităm, vă dați seama că este o problemă logistică foarte serioasă. Depozitele sunt pline la Ministerul Sănătății, Ministerul Apărării Naționale. Și atunci, sigur, am făcut efortul, o să notific și colegii de la Comisia Europeană, producătorul, pentru că nu putem, în mod evident, să primim acest vaccin, pentru că nu avem unde să-l depozităm. Tu de ce iei vaccinuri ca astfel încât populația să facă 7 doze? Încă o dată vă calculez aici. Da, știu. Pe care au fost calculele? Nu știu să vă spun, pentru că... Nu sunteți de aici. Nu am argument la îndemână, argumentele care au stat la baza acestei decizii. Care este suma totală la care s-a angajat România, pe care trebuie să o plătească pentru aceste 90 de milioane de doze? Probabil că depășește bine 1 miliard de euro. Un miliard de euro. Mai mult. 1,3 probabil. 1,3. Spuneți-mi și mie, cât am plătit până acum? Plătit în jur de 400 de milioane de euro. Deci 400 de milioane de euro.